Ediția din acest an a proiectului de arhitectură din stațiunile Băile Govor a început la Muzeul de Artă din Râmnicu-Vâlcea prin lansarea unui ghid de bune practici în ceea ce privește construcțiile. Este un exemplu pentru toate localitățile care vor să-și păstreze specificul arhitectural, care le dă unicitate și le diferențiază de celelalte localități. De altfel, Băile Govor este printre primele stațiuni balneare istorice din România care beneficiază de un astfel de document. Este singura stațiune din Vâlcea care nu a suferit extraordinar de mult în timpul socialismului, nu a fost reorganizată, sistematizată, ceea ce înseamnă că încă își păstrează configurația inițială de oraș parc, oraș grădină, în care există extraordinar de spațiu verde, în care sunt numeroase clădiri istorice foarte valoroase, care n-au fost demolate pentru a face loc unor hoteluri de mari dimensiuni, care n-au de locuri. Și noi credem că tocmai în asta stă valoarea și viitorul Govorei, specificul ei, care o diferențiază de stațiunile din Vâlcea și de foarte multe alte stațiuni din România. Ce se poate face din perspectiva comunității este să avem aceste conversații de mici, să încercăm să avem cât mai mulți arhitecți ușori în programe de arhitectură, să îi întrebăm pe cetățeni cum le-ar putea să arate locul în care se petrece cel mai mult timp, de exemplu școala, cum le-ar putea să arate piețele și parcurile. Din păcate, din 3800 de administrații la nivel național, avem un procent de 4% arhitecți pe pozițiile de arhitecture. Foarte multe locuri vacante, neacoperite și foarte multe locuri acoperite cu personal sau personal care nu este pregătit în domeniul arhitecturii. Din păcate, această simplă ecuație, primar plus arhitecture care nu are pregătire în domeniul arhitecturii, duce la în multe situații la o abortizare a fundului construit de neimaginat. Proiectul Zilele Arhitecturii Balneare din Băile Govor a început în 2019 cu demersurile de salvare a Vilei Ivanovici, clădire aflată în proprietatea comunității, dar ajunsă într-o stare de degradare avansată. Prin acest proiect s-a obținut o finanțare de 50.000 de euro pentru conservarea vilei, pentru a putea în viitor să fie obținute fonduri pentru renovarea și refuncționalizarea ei. Evenimentele din cadrul acestui festival dedicat arhitecturii continuă în aceste zile cu expoziții, concerte de muzică, proiecții de filme și, pentru prima dată în Govora, un tur ghidat printre vilele și hotelurile din stațiune.